Ei, ci că în mod normal ar trebui să fim live. Vă salutăm cu drag. Iată-ne într-o zi de miercuri alături de Răzvan, pentru că Ovi este cu vacanța. Am zis să nu ratăm obișnuita întâlnire de miercuri și am ales cu Răzvan o temă minunată, o temă legată de comportamente, de tipuri de comportamente, dar despre toate astea vom vorbi după obișnuitele minute de curățare energetică, așa că rămâneți cu noi, ne întoarcem în câteva minute. Da, prieteni dragi, cam astea au fost minutele de curățare energetică. Dăm semnalul de emisiune, după care ne întoarcem cu subiectul minunat despre care vă vorbeam puțin mai devreme. Rămâneți cu noi! Vă salutăm din nou de la suflet la suflet. Așa cum vă spuneam, alături de mine în această seară este Răzvan Dan, pe care îl salut cu drag. Bine ai revenit, Răzvane! Bine te-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație! Eu mulțumesc pentru tema propusă, mă rog, pentru parțialul din tema propusă, pentru că ai văzut, eu am lăgit puțin așa limitele cu această analiză comportamentală, pentru că avem de dezbătut tiparele de comportamente cu care ne mai întâlnim atât în viața de zi cu zi, cât și, de ce nu, în practica terapeutică. Pentru început, am să te rog să facem așa o
prezentare succintă a celor mai frecvente, mai repetitive tipare de comportament cu care ne-am confruntat. Psihologia oarecum ne învață că există 4 astfel de tipuri de comportament. Unul dintre ele este comportamentul pasiv, cel care prin tot ce face, prin tot ce este, prin tot ce exprimă, spune de fapt că el nu contează. Este o persoană care nu reușește să își impună punctul de vedere, care are oarecare politețe exagerată din cauza faptului că este teamă să intre într-un conflict cu ceilalți. Are o voce moale, umerii sunt lăsați la o astfel de persoană, are o postură de retragere, nu are inițiativă pentru că nu-i place să-și asume responsabilități și atunci îi lasă pe ceilalți să ia decizii, nu cere nimic pentru sine, e pasiv și fiind pasiv are ușor tendința să cadă în postura de victimă. Exact, cel de care e nevoie să avem. Partea aia de victimizare, sau mai bine zis, pentru că și victimizarea asta e destul de vastă, nevoia de atenție, nevoia de a fi salvat. Vreau ca cineva să aibă grijă de mine. Da, tocmai din cauza faptului că, din păcate, în copilărie, un astfel de adult nu a putut să se bazeze pe nimeni. De obicei, cei care au avut un atașament evitant au această trăsătură de comportament. Cel de-al doilea tip de comportament este comportamentul agresiv, care prin tot ce face și prin tot ce spune, totul se rezumă la eu, la mine, este despre mine, despre nevoile mele, despre cum vreau eu să arate lucrurile. Este acest gen de om care își susține cu foarte multă putere și cu foarte multă convingere, între ghilimele, părerile, pentru că da, el poate să pară foarte arogant, poate să pară foarte sigur pe sine, însă un astfel de comportament agresiv maschează de fapt o lipsă de încredere în propria persoană, în propriile alegeri. Este genul acela de om care are foarte multă frustrare acumulată, foarte multă durere pe care o ascunde sub masca celui puternic. Sunt foarte mulți oameni care chiar se mândresc cu această putere. Putere e un termen care exprimă multe legate, eu aș zice o falsă putere, pentru că e puterea impusă prin forță. Uh-huh. Da, dacă da. Stăm să analizăm, nu se mai numește putere. Uh-huh. Adevărații, apropo de avea, cred că Dalai Lama o definiție foarte faină legată de oamenii cu adevărat puternici nu sunt cei care în momentul în care te văd în suferință îți dau în cap, ci te ajută să te ridici. Apropo de prieteni. Atunci, da. Și atunci vezi că puterea asta se cam modifică așa din percepție. Uh-huh. Și mai vorbim iarăși de acest semn al superiorității, care este bunătatea, apropo de puterea pe care o ai să întinzi o mână spre a ajuta. Oricum, cei care au un comportament agresiv se bazează foarte mult pe control asupra oamenilor, asupra situațiilor. El vrea să fie în control în permanență și, de fapt, în spatele acestei dorințe de control este o frică care merge până la frica de moarte, până la frica de a pierde controlul, de fapt, adică îmi este frică de imprevizibil, deci îmi doresc să controlez, pentru că dacă aș lăsa imprevizibilul să apară în viața mea, e posibil ca eu să nu supraviețuiesc. Deci până într-acolo ar putea să fie cauza. Al treilea tip de comportament pe care putem întâlni este unul destul de des întâlnit, însă foarte greu de identificat. Este comportamentul pasiv-agresiv, care deși el la suprafață transmite mesajul acesta că tu contezi, de fapt în spate intenția este că tot despre mine vreau să fie vorba. Exact. Și atunci el nu obiectează deschis, deși ar vrea. Este acel om care tace mâlc, care nu spune, însă care de foarte multe ori are niște izbucniri nervoase care atrag atenția și care ridică semne de întrebare în ceea ce privește poate chiar sănătatea mentală a lui. Adică tu nu erai așa. Partea aia de, știi, uneori poți să consider că e un gen de caracter duplicitar. Dar în realitate nu e neapărat parte de duplicitate, ci e o manifestare a repulsiilor adunate, știi, care la un moment dat nu mai pot fi ținute, cu ghilimele de rigoare, sub control. Exact. Că există tot o formă de control acolo, dar
ca orice control, nu este benefic. Omul cu un tipar de comportament pasiv-agresiv este cel care are întotdeauna un motiv de revoltă. Dacă afară este cald, de ce e atât de cald și nu e un pic mai rece? Dacă afară este frig, de ce nu e un pic mai călduț? Dacă plouă, de ce plouă? Deci niciodată acești și oameni dacă nu e secetă, sunt... de ce e secetă și nu plouă puțin? Și dacă sunt, de ce plouă, de ce plouă, că ia că vin inundațiile. Și deci... din păcate am descris așa egregorul național român, fără niciun fel de supărare, cam pe acolo suntem, la nivel din de păcate. Egregor. Niciodată nu ne convine ceea ce este. Uh-huh. Întotdeauna avem un dinte contra. Da, ne frustrăm împotriva șefilor, împotriva autorităților, împotriva societății, împotriva culturii, împotriva normelor. Guvernul, bineînțeles. Sunt oameni care sunt puși pe cârcoteală, care merg foarte mult și folosesc sarcasmul. Însă o să vedem astăzi că, de fapt, sarcasmul este nimic altceva decât o lipsă de respect la adresa celui cu care intri în dialog. Pentru că sarcasmul, din păcate, nu sprijină conectarea cu celălalt, ci, din contră, este unul dintre, să zicem așa, punctele de exclamare care ne anunță faptul că o relație ajunge înspre un sfârșit sau cel puțin înspre o zonă toxică. Eu zic că e destul de clar aspectul că sarcasmul poziționează pe cineva într-o poziție de superioritate. Nu poți fi sarcastic fiind empatic, că n-ai cum, adică se bat cap în cap. Deși la cei sarcastic de obicei ai să auzi că ei sunt de fapt empatici, dar da, e da. O falsă. O să vorbim și despre ascultarea asta empatică și ce este empatie în ascultare și ce nu. Mai avem un singur comportament, comportamentul asertiv, acest comportament care spune eu mă afirm așa cum sunt. Este genul de persoană care se uită la nevoile lui, însă în același timp nu poate să se uite la nevoile lui fără a le lua în calcul pe ale celuilalt. Pentru că una dintre nevoile noastre de bază, după filozofia lui Alfred Adler, este că ne dorim ca nouă să ne fie bine pe măsură sau în directă proporționalitate cu cât este bine și celuilalt. Altfel spus, nu mi-e bine, apropo versus comportamentului agresiv. Nu mi-este bine dacă te văd pe tine la pământ, ci din contră îmi doresc să-ți dau o mână de ajutor, să te ridici și să te ajut. Este un om onest, care își cunoaște calitățile, care își cunoaște defectele și care își dorește să ajungă într-o zonă de echilibru. Muncește cu el, are momente de cădere, pentru că oamenii nu sunt perfecți. Din ce am văzut din toate astea patru tipuri de comportamente, nu există niciunul care să vorbească despre un echilibru constant, despre o liniște constantă, un zen din ăsta așa... Răzvane, dar și echilibrul ăla constant sau zenul nu înseamnă perfecțiune. Pentru că oricum nu ajung acolo. Există o tendință către perfecțiune, dar e doar o tendință. Într-o lume imperfectă, noi vrem să fim perfecți. Dar lumea aia imperfectă este imperfectă în perfecțiunea ei. Exact, exact. Sunt oameni care impun limite cu fermitate și căldură. Adică da, sunt de acord cu anumite lucruri, însă trasează niște limite foarte clare. Uite, până aici poți să intri în viața mea, până aici poți să te manifesti, atât îți permit. Mai mult de atât, nu se mai poate. Deci avem patru tipuri de comportament, putem să ne regăsim câteodată în fiecare dintre ele, putem să avem relații în care suntem agresivi, relații în care suntem pasivi, relații în care chiar suntem asertivi, pentru că știi ce am observat uitându-mă și la copii și apoi extinzându-mi teoria și cercetarea și în viața adulților, că oamenii au tendința să facă ceea ce au înțeles că funcționează. Un copil știe că dacă plânge, va primi ceea ce își dorește. Același lucru este și cu omul, adică cu adultul. Dacă știu că acest lucru funcționează și nimeni nu vine să-mi spună nu funcționează sau uite, îți arăt o cale mai pașnică, mai bună, mai creativă, mai interesantă prin care poți să obții ceea ce îți dorești, omul merge pe rutină, pe cunoscut, pe aceleași trasee neuronale pe care și le-a format încă din copilărie, doar că de data asta corpul e un pic mai mare, că până la urma urmei același copil interior rănit există în străfundul. Da. Bun. Ne-am lăurit cu cele patru categorii de
tipare da. comportamentale pe care analiza psihologică ni le prezintă. În cele patru se încadrează mai multe subdiviziuni și știm foarte clar că aceste patru mari tipuri conțin fiecare dintre ele mai multe subtipuri cu care clar ne confruntăm și în viața de zi cu zi și în cadrul consilierelor. Vedem că avem de-a face cu uneori un comportament care adunat se manifestă în mai multe subtipuri din cadrul celor patru tipuri amintite mai devreme. Și atunci, practic, uneori suntem tentați să spunem stop, că nu mai înțeleg cum s-a ajuns cu subtiparul din tiparul 1, două subtipare din tiparul 2 și așa mai departe. Adică e o încrengătură acolo de... E clar de ce uneori am rămas fără păr în cap. Că, când vrei să refaci puzzle-ul, nu e tocmai simplu, dar e foarte adevărat că e și plăcut în momentul în care reușești să înțelegi practic ceea ce nu este chiar simplu la prima vedere de înțeles. Și mai ales atunci când fiecare om așa cum este lăsat ca și esență de vină, are tendința pentru că mintea ne minte cu cele mai bune intenții de a nu suferi, să ne ascundem. Să ne ascundem și să ne baricadăm foarte bine, să facem niște adevărate fortărețe până la locul unde e miezul problemei și tu știi foarte bine la ce mă refer. Bine, aici, acum dacă ar fi să ne luăm după mai multe clasificările, sunt foarte multe clasificări ale tipurilor de comportamente. La un moment dat chiar găsisem că ar fi 18 tipuri de comportamente, deci de unde erau 4, avem și acele comportamente instinctive. Adică căscăm, clipim, sunt niște comportamente și astea, după care avem comportamentele pe care le învățăm, comportamentele pe care le manifestăm, comportamentele voluntare, involuntare, comportamentele adaptative, maladaptative. Deci sunt o sumedenie, un tablou foarte, foarte vast, amplu, însă eu cred că pentru simplitatea discuției, dacă ne referim la aceste patru care sunt cele mai cunoscute și larg acceptate în psihologie și în zona asta de dezvoltare personală, cred că este extraordinar, pentru că cred că sunt și cele mai cercetate. Sunt cele mai cercetate. Niște căi bătătorite. Da. Sunt, conform studiilor, cele mai cercetate. În schimb, deși cel de-al patrulea este foarte prezent în viața noastră cea de zi cu zi, cum spuneam și mai devreme, în tiparul românului, hai să zicem, cât se poate de sincer, cel puțin până în ultimii ani de acum. Poate lucrurile între timp ușor se schimbă, dar avem tendința asta să fim mereu nemulțumiți. Și e o realitate, adică nu știu dacă mai are rost să mai contestăm această realitate. Eram nemulțumiți de fiecare dată. Și vorba aia, exact cum dădeai tu exemplu, bă, când ploua, de ce plouă? Când nu ploua, de ce nu plouă? Când era frig, de ce era frig, când era cald, de ce era cald și așa mai departe. Ei, hai să îl luăm pe ăsta prima oară la analiză, pentru că e cel mai întâlnit din punctul meu de vedere pe plaiul mioritic, în care stăm cu toții. Da. Eu cred că nemulțumirea asta pe care o avem și care cred că se manifestă la nivel global este nimic altceva decât radiografia depresiei. Nu cred că ne mai putem mira de ce depresia este boala omului nemulțumit. Boala omului care nu se mai bucură de viață. E acolo o linie foarte, foarte, foarte fragilă, ușor de fragilă de trecut între, chiar și între depresie și cancer. Pentru că cancerul este boala eminamente a omului care este nemulțumit de viață în funcție de organul unde se localizează și de ideea organului. Avem acolo nemulțumire, iar depresia, boala omului lipsit de bucurie. Or, este, ar fi ilogic să spunem că omul este lipsit de bucurie, pentru că bucurie este starea firească a ființei. Este ca și cum tu
prin nemulțumirea pe care o ai față de sistem, față de tine, față de oameni, față de oricine, practic te renești pe tine, te anulezi pe tine ca om. Răzvan, ai foarte mare dreptate. Dar știi cum pare din afară chestia asta? Ca și cum, băi, vin doi din ăștia care se cred inteligenți și își dau ei cu părerea, frate, dar nici măcar n-au habar ce înseamnă cât e de greu în momentul în care tu ești în suferință și nu te înțelege nimeni. Și tu știi foarte bine la tine. Păi și noi unde trăim? Păi tocmai asta este ideea, pentru că am uitat ABC-ul. Și eu am zis-o foarte clar, apropo de Return to Innocence, de întoarcerea la inocența copilăriei. Copiii știu să se bucure. De cele mai... Mi-aduc aminte exemplu pe care l-ai dat tu într-una din emisiunile noastre trecute cu copilașul ăla care, sau fetița, nu? Sau ce era, care se juca cu cârpele sau cu... Cu ceva de la draperie. Așa. Da, da, da. Cârpele respective, mă rog, ce era... Vergeaua aia de la... Da, în fine. Da? Da, acolo. Deci, și-a găsit bucuria acolo. Da? Deci, atât de simplu. Atât de simplu. Ei, noi, că vorba aia, ne credem maturi, inteligenți și Lomberico del Mondo, că vorba aia, nu e nimeni altcineva ca noi, uităm ABC-ul. Uităm să descoperim bucuria, știi? Aia simplă de faptul că dimineața când ai trezit, ai deschis ochii și mai e o nouă zi în care să te bucuri de viață. Bine, ajungem să facem lucrul ăsta pentru că oarecum undeva percepem că ni se cere prea mult, că ni se cere mai mult, că suntem într-o competiție, că trebuie să fim mai buni decât ceilalți, pentru că trebuie să fim ca vecinul. Apropo de ce vorbeam iarăși într-o emisiune. Cine ne cere? Păi ne cere, începem cu societatea, apoi ne cer profesorii la școală. Societatea este cumulul, este suma tuturor oamenilor care fac parte dintr-o anumită regiune, dintr-o anumită zonă. Deci să înțeleg că societatea asta se rezumă la ce? La un sat, la o comună, la un oraș, la toate orașele din România, la toate județele din România sau la toată România? Că eu asta nu am înțeles. Eu cred că se... asta, din unde se începe și unde se termină? Acum, dacă vrei să dau un răspuns... Chestia asta, că mă, societatea asta pune presiune pe noi. N-am înțeles cine e societatea. Dacă vrei să dau un răspuns științific, între ghilimele, familia este celula de bază a societății. Bingo, bingo. Deci acolo se oprește. Se reduce la familie, știi? La familie, când o prezentăm, sigur. Măi, nu spunem familia, spunem societatea. Adică, mă, întreaga Românie are o singură grijă, a mea. Bă, deci important. Da, da. Cel mai important de toată România nu mai are altceva de făcut decât să-mi ducă mie grijă și să punem o presiune pe mine. Eu cred că asta este o chestie mult mai cronică. Eu cred că e la fiecare colț de bloc, la fiecare scară, la fiecare, adică societatea este la... Exact. Și dacă stai să analizezi, societatea asta este cam percepția asupra divinității. Că Dumnezeu, precum și societatea, stă la fiecare colț de bloc, cum spuneai, la fiecare ieșire din hipermarket, să taxeze fiecare greșeală, mă răzmane. Da. Și tu trebuie să dovedești că te poți schimba, că meriți, că poți, că vrei. Însă nimeni nu te învață cum să faci toate lucrurile astea. Pentru că, într-adevăr, foarte mulți oameni vin în consiliere care își doresc, care au văzut un model. Apropo de ce spuneai, că se trezesc câțiva deștepți ca să vorbească, unii oameni au impresia că noi coborâm de pe lună, ținem o emisiune, după care ne întoarcem pe lună și noi nu avem probleme. Pe norișori, noi nu avem... mă, Răzvan, te rog, rectifică, de pe norișori. Nu pe de norișori. Pe deci noi nu avem situații, noi nu avem cum... conflicte sau noi nu avem... Doresc, de aceea eu sunt... vorbim numai din cărți. Da. Nu am trăit nimic de gen. Doamne ferește, adică noi suntem perfecți. Viața e perfectă. Perișorul nostru acolo. Nu, și nu știm, e așa. Și știm exact care sunt bubele, pentru că n-am avut vreodată de-a face cu bubele. Dar de asta le cunoaștem atât de bine. Exact. Păi, na, suntem... Da, suntem...
E, știi cum? E exact ca și șoferul ăla de Formula 1 care n-a condus niciodată o mașină, dar are talent de Formula 1. Este cam la fel. Dar oarecum așa e român, mi se pare, știi? Da, da, păi exact acolo e problema. Adică, mă, oameni buni, trebuie să înțelegem că, cel puțin în ceea ce mă privește, dar îl cunosc destul de bine și pe Răzvan, și el este un diplomat și un drăguț și un finuț. Bă, dar noi am trecut prin... Iar dacă v-ar povesti Răzvan prin câte a trecut, credeți-mă că mulți ați luat niște foi A4 și v-ați dat demisia. La modul sincer. Și credeți-mă că știu ce vorbesc. Deci, ați scrie demisia de multe ori. Și Răzvan, din păcate, nu și-a dat demisia, ci a continuat să lucreze. Eu cred că suntem foarte puțini cei care avem cu adevărat un comportament asertiv. Cred că e același procent cu cei care au un atașament securizant. În opinia mea, cred că sunt foarte, foarte puțini cei care au atașamente securizante. Poate greșesc, nu vă spun dintr-un studiu, nu am citit, nu am găsit ceva de genul. Dar mi se pare că ce înseamnă atașamentul securizant teoretic, eu nu am întâlnit nicăieri. Deci urmăresc copiii, urmăresc familii. Atașamentul ăla securizant înseamnă multă introspecție, multă foarte multă muncă. Nu poți să ajungi la atașamentul securizant stând și aruncând cu vina, apropo de altă caracteristică a societății, să aruncăm, că despre asta e vorba, nu? Aruncat-o cu vina, e vina guvernului, e vina oricărui alt aspect în afară. Eu n-am nicio vină. Eu sunt nevinovat. Arsenie Boca spunea că dacă vreți preoți buni, nașteți-i. Corect. Corect. Creșteți-i, formați-i. Cine vreți să formeze oamenii ăștia? Și dacă vreți bărbați buni, doamnelor, nu uitați că voi, ca și femei, formați acei bărbați. E dureros de adevărat. Dar nu ne plac bărbații cum sunt, dar oare cine îi aduce pe lume bărbații? Și cine îi formează ca și bărbați? Bun, deci ce vreau să spun este că nu ajungem la comportamentul, deci nu ne naștem cu un comportament neapărat asertiv. Sunt puțini cei care, bravo lor, slavă Domnului, să ne învețe și pe noi cum să o facem. Mulți suntem în astea trei, fie suntem pasivi, fie suntem agresivi, fie suntem pasiv-agresivi. Însă, vestea bună pe care o aduce știința este că datorită neuroplasticității, noi până la finalul vieții încă ne putem schimba. Adică scuza asta, păi așa sunt eu și cine mă iubește, mă iubește exact așa cum sunt. Asta dându-mi mie oarecum ocazia ca eu să mă manifest în continuare la fel de urât și fără niciun fel, te văd că zâmbești, o să te las imediat. Nu e o scuză, nu se acceptă chestia asta cu așa sunt eu. Neuroștiința vine și spune nu, poți să te schimbi chiar și la 72 de ani, e caz verificat științific. Bă, Răzvane, deci sincer, în tabăra de la Rohia am avut un caz exact de un domn care se apropie de 70 de ani. Și am spus-o și o repet, dacă Domnul poate, noi nu avem nicio scuză. Nicio scuză. Nici o scuză. Da? Și apropo de asta, nu suntem responsabili pentru programele care ni se administrează în copilărie. În schimb, suntem 100% și eu aș mai plus aici. Suntem 300% responsabili să schimbăm ceea ce ne-a fost administrat în mod erronat. Și ține numai de noi, e doar responsabilitatea noastră, pentru că nimeni nu poate schimba în noi fără să vrem noi să schimbăm. Da, nimeni nu poate să spună un neuron în creier, nimeni nu poate să bea apă și tu să te saturi. Corect. Să te simți, să simți că ți-a trecut setea. În primul semestru, când am început pedagogia, am învățat la un moment dat, la introducere, la fundamentele pedagogiei, că există în viață o triadă. Triada este compusă din ereditate, mediu și educație. Asta înseamnă că noi ne naștem cu niște trăsături pe care le moștenim de la părinții noștri. 50% din trăsături le moștenim de la mamă, 50% din trăsături le moștenim de la tată. Temperamentul, da, este unul înăscut și sunt cazuri în care, da, temperamentul mamei nu seamănă cu cel al copilului, pentru că de fapt temperamentul copilului seamănă
cu temperamentul tatălui și atunci mama nu are altceva decât de făcut să-l accepte pe copil așa cum este. Temperamentul, cel puțin până în acest moment, spun psihologică, nu se schimbă. Este o chestie înnăscută cu care noi lucrăm. După care avem mediul. Deci ereditatea, genele ne influențează. Acum, dacă este să vorbim un pic despre epigenetică, despre acest studiu, despre cercetările lui Bruce Lipton, care vine și spune că genele și tiparele genetice se activează la gând și nu se activează ele singure, ar fi mult prea mult de discutat, dar e bine să știm că măcar un pic ne afectează putem genele. Puțin sau putem, apropo, ca să nu intrăm în că Bruce Lipton, jos pălăria, dar nu e pentru oricine informația. În schimb, Bert Hellinger, așa, da, în partea de constelații, spune foarte clar, da, copilul reprezintă parte din mamă și din tată. Da? Nu cred că e o filozofie asta. Și atunci, tu spui că îți iubești copilul, dar ai ceva cu bărbatul. Păi, în realitate, ce simte copilul energetic? Simte un afront personal pentru partea asemănătoare care există în el de la taică-său. Clar. E firesc, e logic, trebuie... Și trebuie oarecum el simte și o loialitate. Să înțelegem asta? Nu cred. El simte și o loialitate față de tatălui. Și atunci, oarecum se va revolta și împotriva ta. Deci sunt mai multe, obicei, mai multe sentimente. De obicei apare revolta. De obicei apare revolta că e firească, pentru că copilul nu înțelege. Ce, de ce nu mă accepți așa cum sunt? El exact asta înțelege inițial. Că în realitate noi putem vedea că practic el simte că partea aia nu o accepți, care seamă oare de la taică-su. Asta putem noi înțelege. El nu înțelege la nivelul lui de faptul că tu nu-l suporți pe taică-su și ca atare. El doar simte o neacceptare, da? Și pe care nu și-o poate explica. Zâmbesc pentru că tot știința atașamentului ne spune că, și am mai discutat despre chestia asta, că există două rețele neuronale care se activează în momentele astea critice, atunci când un copil este lovit, pedepsit. Și am auzit cazuri, am avut și în consiliere persoane care mi-au își, mame, pare rău că trebuie să spun asta, mame care își blestemau copiii pentru că seamănă cu taică-su. Tu semeni cu taică, tu cu neamul lor, mă rog, în fine. Și își pedepsau copiii sau și privau de anumite, de anumite clipe de iubire, de atenție. Nici n-are rost să intru în detalii. Și se activa acea rețea a durerii și o rețea a respingerii sociale. Pentru că noi, ca oameni, suntem făcuți să ne conectăm cu ceilalți. Noi nu am fost făcuți să stăm în vârful muntelui și nici să coborâm de pe norișori ca să predăm lecții și să ne urcăm înapoi acolo. Noi am fost făcuți ca să ne conectăm cu alte creiere, să ne regulăm, să ne reglăm, să ne armonizăm cu alte creiere, să intrăm în conflict cu alte creiere. Am eu un prieten care spunea foarte clar că în relații ne naștem, în relații ne rănim și în relații ne vindecăm. Da, n-a zis-o Răzvan, nu e atât de deștept Răzvan, dar a zis-o Hendrix. A zis-o foarte des în ceea ce mă privește și eu la el am auzit-o, așa că e cât se poate de clar. Dă voie, eu să-i atribui lui Răzvan. Da? Acest aspect. Ideea despre asta este vorba. Adică știu că majoritatea oamenilor nu înțeleg acest aspect, că am avut destule mame care spuneau că nu, e aberant ce le spun, că eu le transmiteam foarte clar faptul că tu pe tatăl copilului tău nu-l accepti, copilul simte această neacceptare ca și un conflict deschis, dar n-are nicio legătură. Bine, prima oară îmi spunea că nu, dar eu îl accept. Numai că nenorocitul este un așa, 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 așa. Știi? Dar eu îl accept. Adică era cât se poate de clar, negare în toată puterea cuvântului, știi? Și atunci, uite, acum, măcar din punctul ăsta de vedere, e clar să înțelegem ca și lege. N-a făcut în constelație legea asta Bert Hellinger, sau mă rog, poate a făcut-o, dar n-am studiat-o eu. Nu e nicio problemă, dar trebuie să înțelegeți că felul în care pricepem partenerul este felul în care copilul primește energetic același tratament din partea noastră.
Deci dacă eu am un conflict cu partenerul meu, care este și părintele de sex opus al copilului meu, este cât se poate de clar că odată ce eu am un conflict cu partea aia care se regăsește în copil, și aici, dacă e să intru în detalii, în cazul în care e vorba despre masculin, da? Deci ce se întâmplă? Să fie foarte clar, copilul reprezintă 40% mama, 40% tata și un procent de 20% în funcție de sex. Adică dacă e fetiță, are 20% în plus de la mama, dacă e băiat, are 20% în plus de la tata. Da? Bun. Ei, imaginați-vă ce se întâmplă cu un băiețel care nu o să înțeleagă de ce mama, el vede o ură și nu că o vede, o simte. Indiferent că spune, mama te iubește de nu se poate și altele. El simte energetic o neacceptare. E mult spus ură. Poate fi și la nivel de ură. Nu mi-aș dori asta. Pentru că, da? De ce? Pentru că partea din el care a primit-o de la taică-su, energetic vorbind, tu o contești. Și el nu poate să înțeleagă logic de ce se întâmplă asta. Pentru că întrebarea firească și logică la nivelul copilului este, m-ai făcut ca să mă contești? Complicat. Și ar fi bine să înțelegem acest aspect, pentru că de aici e rădăcina multor conflicte, multor dezbinări de familii, multor dezechilibre din viața de familie. Și ajungem la capitolul de care tot pomeneam noi, de familie monoparentală, de și care dezechilibre. De ce? Pentru că familia în sine, formată din mama, tata și copilul, suferă niște etichetări, niște dezechilibre. Deci, practic, aici vorbim de mediu. Mediu, exact. Atât din punct de vedere fizic, de nivelul socioeconomic al familiei, cât și din punct de vedere energetic. Pentru că asta este al doilea rând al triadei este, ce avem o ereditate și avem un mediu. Mediu care ce poate să facă? După cum bine știm, poate să potențeze ereditatea, de să fie un copil care este genial și să se nască într-un mediu în care să fie susținut, iar acesta cu adevărat să obțină niște performanțe remarcabile, însă poate la fel de bine mediu să fie extrem de toxic și din păcate să nu aibă foarte multe șanse. Cel puțin până la momentul în care poate el să facă ceva. Pentru că ultima treaptă din această triadă, care este practic și liantul, este educația. Că aici voiam să... Și am citit și comentariul Deliei, care spune că da, temperamentul nu se schimbă, dar comportamentul da. Așa este, comportamentul se poate schimba, însă este nevoie de foarte multă autoeducație să poți să faci lucrul ăsta. Pentru că un anumit tipar comportamental pe care îl avem până la momentul în care ne decidem să ne schimbăm, noi avem nevoie să înțelegem că se traduce prin niște rețele neuronale în creier, niște tipare neuronale care nu se schimbă pur și simplu pentru că eu îmi doresc să mă schimb. Exact asta vreau să spun, pentru că știi, când vorbim de educație și cum spunem autoeducație, spunem, domnule, trebuie să insist pe școală, nu are nicio relevanță, că educația din școală vine. Ei, din păcate, nu numai din școală. Adică aici, la autoeducare, este vorba de lucru cu tine, e vorba de introspecție, e vorba de nu lăsăm totul că școala trebuie să ne facă și noi stăm liniștiți pe vorba veche, știi, dorm liniștit, femeii veghează pentru tine. Păi nu. Nu, școala te învață chimie, fizică, matematică, română, da. Însă, așa cum spunea Daniel Goleman, familia este școala emoțiilor. Deci dacă ne interesează acest aspect, în familie, din familie se pornește. Bun, deci avem educație, mediu, ereditate. Astea trei le are toată lumea. Unii au potență, alții au mai puțină potență. Ideea este că educația vine să ajute mediul, vine să ajute ereditatea, deci niciun fel de problemă. Ce iarăși avem nevoie să înțelegem despre comportament este că, de fapt, comportamentul este o modalitate de comunicare. Comportamentul nu este ceva așa în vânt. Prin comportamentul meu eu îți transmit ție
un lucru. Pot să-ți transmit că am o nevoie împlinită și atunci mă comport ceea ce tu interpretezi ca fiind frumos. Pot să-ți transmit că am o nevoie neîmplinită și atunci tu interpretezi asta că mă comport urât. Sau pot să îți transmit faptul că nu am anumite abilități deprinse. De exemplu, nu știu să am răbdare. Pot să n-am răbdare nici la 4 ani, dar pot să n-am răbdare nici la 40 de ani. Nici la 80. Nici la 80. Deci nu e obligatoriu să... Depinde foarte mult de acea autoeducare. Acea autoeducare. Dar eu îți transmit ție lucrul ăsta. Deci eu când intru într-o relație, pentru că ne vindecăm în relație. Deci faptul că ne vindecăm în relație înseamnă că eu mă conectez cu un alt creier. Și aici, în această relație, în spațiul dintre mine și tine, spațiul dintre relație, da, eu îmi permit ca tu să mă vezi așa cum sunt. Apropo de asumare, în primul rând, eu trebuie să îmi asum ceea ce sunt și să mă accept așa cum sunt, să mă validez așa cum sunt, pentru că spunea Jacques Martel că nimic din ceea ce nu accepti nu poți să schimbi. Deci dacă fugi de latura ta agresivă, eu, de exemplu, am momente în care sunt foarte sarcastic. Am astfel de momente în care sunt ironic, în care am tendința să te pun la pământ, pur și simplu să spun că ești un fraier și că nu valorezi nimic. Dar e o chestie înnăscută a mea, eu așa, câteodată așa sunt, dar mi-am dat seama că nu mă ajută. Mi-am dat seama că sinceritatea, asta am învățat în ultimele 6 luni, apropo, de norișori, am învățat că pot să mor cu dreptatea în mână. Și că poți să mor cu dreptatea în mână în mijlocul bisericii. Adică nu are nicio importanță. Unde te-ai aștepta să fie mai multă dreptate, acolo nu este. Măi, Răzvane, asta fie vorba între noi. Ce vreau să fac, avea instructorul meu auto o vorbă, știi? Degeaba va scrie pe crucea ta că tu ai avut prioritate. La fel și cu dreptate. Exact. Uite, bun asta. Scrie pe cruce că ai avut dreptate, nu te ajută la nimic. Bun, și atunci prețuim pacea. Prețuim pacea și învățăm să prețuim pacea. Apropo de acest aspect, știi care e, mă rog, nici nu știu cum să o definesc, dar a zice culmea bărbatului matur cu adevărat. Preferă liniștea în locul dreptății. Așa, bun, deci înseamnă că ne îndreptăm într-acolo. Ne îndreptăm într-acolo, adică bă, liniștea, băi, dacă am dreptate, dar pe unul nu mai am liniște, degeaba am dreptate. Nu merită, din păcate așa este. Nu are sens să-ți pierzi liniștea pentru dreptate. Pentru că, iarăși, dreptatea asta este relativă, poate să intervină acel 6 și 9, exact, eu îl văd exact. Așa, tu îl vezi altfel, pur și simplu avem voie să fim în dezacord. Dalai Lama spunea că tot ce mă costă pacea mea interioară e prea scump pentru mine și nu-mi permit. Aici e partea cu dreptatea. Bă, mi-am dorit dreptatea atât timp încât m-am săturat să am dreptate, pe fel liniște. Și odată ce înțelegi care este prețul liniștii sau, mă rog, a păcii interioare, serios că nu mai ești tentat să mai vrei dreptate. Bun, deci comportamentul nostru ne spune aceste 3 lucruri. Am o nevoie împlinită, am o nevoie neîmplinită sau nu știu să mă comport. Nu știu, efectiv, nu am învățat să fac acest lucru. N-am o rețea neuronală în creier pentru chestia asta. Și atunci ce fac? Schimbarea, apropo de schimbare comportamentală, se produce atunci când, spunea Joe Dispenza, se produce atunci când eu gândesc superior felul în care mă simt. Deci ajung într-o situație în care îmi dau seama că nu mă ajută, modul în care mă compor nu mă ajută, nu mi-aduce sănătate, nu mi-aduce echilibru relațional, financiar și așa mai departe, și atunci înțeleg că e nevoie să fac o schimbare. Hai, zi! Bă, Răzvane, tu mi-ai citit, zi sincer, acum glumind, că știu sigur că nu mi-ai citit lecția și provocarea din, nu știu, o zi anterioară, nu mai știu care e, legată exact de aspectul ăsta cu... ce spuneai și vreau să clarificăm foarte clar, pentru că să fiu, cum ai zis, să fim mai atenți nu la ce simțim, ci la... Schimbarea se produce atunci când gândim superior felul în care ne simțim. Așa, deci gândim superior. Ei, aici avem 2 mari aspecte și în unul din ele doar... N-ai ridicat mingea la fileu, vreau să știu, dar cu siguranță nu ai fost tu atent, mai ales ținând cont de activitatea pe care ai avut-o în ultimele zile și care sunt convins că nici nu te-am întrebat apropo de asta, dar știu că a fost bine, că altfel nici nu poate fi. De multe ori,
neglijăm ceea ce simțim și ne neglijăm emoțiile și le îngropăm și, dar ne amăgim că de fapt avem un mindset pozitiv. Știi? Și din punctul ăsta de vedere, în momentul în care auzi informația asta și vrei să o vrei sau nu vrei, tot prin filtrul minții proprii o treci, te duci cu gândul la, domnule, mai degrabă asta nu e despre mine, că eu gândesc numai pozitiv și eu iau numai partea pozitivă. Și ne amăgim fain cât se poate. Știi? Pentru că zicând eu iau numai partea pozitivă, ce fac? Partea aia negativă. Știi tu, aici toți știm de yin și yang, că nu există niciun yin fără un pic de yang, că nu există niciun yang fără un pic de yin. Și în teorie știm. Ei, în practică avem un paradox între noi. Noi ne dorim numai bine, dar ține minte numai ce e rău. Păi e exact comportamentul pasiv-agresiv. El spune de fapt că are legătură cu tine, dar de fapt are legătură tot cu mine. Da, păi aia e. Știi? Deci e exact același lucru. Adică eu iau numai partea bună, pozitivă, că eu sunt gata, eu am ajuns la un nivel la care gândesc numai pozitiv. Da? Deci sunt Lomberico del Mondo, înțelegi? Adică mă gândesc numai, deci tot peste tot în jurul meu e numai pozitivitate. Dar știi care e paradoxul? Ghiși ce atrage acea pozitivitate totală. Că nu știu cum să spun, dar plus cu plus și minus cu minus se resping. Plusul tot minus atrage, știi? Dar eu sunt atât de pozitiv încât atrag numai pozitiv. Nu știu cum vine fizic chestia asta, că mie nu mai ești. Atrag numai pozitiv sau numai negativ? Da, numai pozitiv, în mintea mea. În mintea ta, mea, ok. Eu de pozitiv sunt atrag numai pozitiv, dar fizica nu bate. Și magnetismul contrazice acest aspect. La fel cum, apropo de legile universale, există legea magnetismului. Mă, apropo de cei care vor numai bine, dar rețin numai rău. Bă, rupeți un magnet în bucăți cât de mici, dar luați numai un pol la magnetul respectiv, mă. Se poate? Eu n-am reușit. De fiecare dată magnetul își păstrează ambii poli, indiferent de cât de bucăți de bucățele de îl faci, tot are ambii poli. Mie, și știi, îmi vine să râd, dar îmi dau seama că de fapt în spate, eu am trecut pe acolo, eu am fost și genul ăsta de om. Și, am și acum știam așa, parcă mă mănâncă pielea când aud numai de totul este trecut. Perfect. Și eu am trecut, că nu poți să nu treci pe acolo. N-ai cum să vii să înveți toate astea deodată cu un salt. Nu există. Toți am trecut și ne-am amăgit. Adică exact ăsta e cuvântul. Mi se pare că ești spălat pe creier, de fapt. Mi se pare că toată această pozitivitate, acest new age despre care vorbim, aceste afirmații pozitive, fără ca să, pentru că e ok să fii pozitiv, e ok să fii un om optimist. Dar apropo de chestii de genetică, sunt unii oameni care genetic sunt mai pesimiști decât alții. Ăia ce fac? Ăia cum ar veni Dumnezeu și a bătut joc de ei? Deci te naști cu o genă negativă. Ești mai negativist. Da, undeva, știi, s-ar putea să fi făcut el ceva de merită aia. Posibil. Bine. Nimic de zis. Dar asta nu înseamnă că a venit să trăiască o viață pesimistă. Exact. Exact. Deci, și că și el are o șansă. Vinovați, păi exact. Să avem o șansă. Deci, și tare mie că ar fi indicat să facem un webinar în care să explicăm foarte bine ce înseamnă legea echilibrului. Pentru că el, din punctul meu de vedere, este foarte mare nevoie să înțelegem că în orice situație, și apropo de asta, gândește-te că, din păcate, și eu o spun din propria trăire, de multe ori noi ne cramponăm de partea negativă și nu mai vedem că orice parte negativă are și o parte pozitivă. Orice situație care ni se pare groaznică, ne aduce măcar un beneficiu. Măcar un beneficiu. Dar pe care noi nici nu-l mai vedem, nici nu ne punem vreodată ideea, trăirea că ar putea să existe. Nu, există doar negativitatea, doar chestia negativă și nimic altceva.
și rămânem cramponați acolo, da? Și gândește că vorbesc aici de situațiile alea cele mai tragice. Și putem face un webinar exact pe aceste cele mai tragice momente din viață, cea mai mare traumă pe care o avem și să învățăm că dacă am trăit acea traumă, în toată perfecțiunea Universului și a Divinității, acea traumă ne-a fost dată tocmai pentru a învăța o lecție esențială. Iar dacă Divinitatea ne-a administrat acea experiență, știe mai bine de ce. Chiar dacă noi, pe moment, nu înțelegem, cu siguranță, la un moment dat, vom avea un moment în care spune, a, de aia a fost. Dacă nu continuăm să ne intoxicăm cu același lucru, în opinia mea, și asta poate că va supăra pe unii, cea mai toxică afirmație pe care eu am auzit-o este mă iubesc și mă accept exact așa cum sunt. Mi se pare că e cea mai toxică și am auzit-o atât de des și e toxică pentru că te oprește acolo. Te oprește în acel mă iubesc și mă accept exact așa cum sunt. Nu cauți nimic mai mult la tine și cred că omul cu adevărat optimist este cel care are curajul să spună ce am eu de învățat din această experiență. Nu contează că îmi place experiența, adică uite cineva a venit și mi-a deschis ușa, ce am eu de învățat din această experiență, sau am avut un accident, ce am eu de învățat din această experiență. Mi se pare că lecția, în momentul în care cauți să afli lecția unui anumit moment, a unei anumite situații, te ajută să faci acele salturi despre care povesteai și este întrebarea care cu adevărat te ajută să te autoeduci. Pentru că de obicei când îți pui această întrebare, ce am eu de învățat din această experiență, în 95% din cazuri îți dai seama că pe moment nu-ți vine niciun răspuns. Și atunci te obligă să te duci să cauți. Te obligă să te duci să vezi, oare alții au mai trăit astfel de experiențe? Oare lor cum li s-a schimbat viața? Oare aș putea să apelez la cineva care să mă poată îndruma? Deci dintr-o dată iarăși ajung să nu mai fiu singur. Pentru că pericolul acestor afirmații este că mă închide într-o bulă de pozitivitate. Această bulă în care totul este perfect în viața mea, în care dacă nu rezonez cu mine, te scot afară din viața mea. Eu am tendința asta să-mi aleg foarte bine prietenii, să-mi discern foarte bine. Și dacă suntem total opuși, atunci eu îți propun să nu ne pierdem timp unul cu celălalt, pentru că eu nu caut să te conving de adevărul meu și nu mă las foarte ușor convins de adevărul tău. Dacă nu le înțeleg și dacă, sau dacă nu l-am experimentat eu, știi? Bine, aici poate să fie iarăși o chestie asta de temperament, de fel de a fi. Dar eu vă recomand să vă puneți această întrebare cât mai des. Ce am eu de învățat din această experiență? Și dacă nu știu ce am de învățat, mergeți și întrebați pe ceilalți. Mergeți și educați-vă în sensul cel mai frumos al cuvântului. Nu renunțați niciodată să vă puneți această întrebare. Daniel Siegel a venit cu un concept care se numește Mindsight și spune în felul următor că un om, ca să trăiască o viață echilibrată, are nevoie de două lucruri mari și late. De introspecție, apropo de tot ce am vorbit în seara asta, da? Să mă duc în interiorul meu, să văd ce simt eu acum, ce gândesc eu acum, ce nevoie am eu acum, și de empatie. Deci una este să îmi sondez o viață interioară și să văd ce se întâmplă în viața mea, unde sunt eu, și apoi să mă duc să văd oare cum este cu celălalt, oare perspectiva lui cum arată. Și în momentul în care noi reușim să integrăm introspecția și empatia, putem spune că navigăm, așa zice Daniel Siegel, pe râul stării de bine. Corect. Râul evoluției. Aș vrea să analizăm puțin ceea ce ai spus, pentru că, da, așa cum ai prezentat, ai dreptate cu partea aia cum accept exact așa cum sunt. Mă iubesc și mă accept exact așa cum sunt. Și mă opresc aici. Mă opresc aici. Păi da, dar știi care e ideea? Aia reprezintă o treaptă. Dacă din acea treaptă tu înțelegi că gata, aici mă opresc, nu e de vină. Deci situația în realitate, de ce? De la nivelul la care mă judec, mă critic și mă condamn, treapta cu mă accept, mă iert, mă iubesc și mă accept exact așa cum sunt, este o treaptă
prin care trebuie, și îl sublinez acest, trebuie să treci. Dar nu să te oprești acolo. Păi nu te oprești. Dar acolo decizia cu te oprești sau nu te oprești îți aparține. Uite, ce spui tu, vreau ca să-ți aduc din perspectiva parentingului. În istorie, oamenii au trecut de la o extremă la cealaltă. Înainte, parentingul era cum? Autoritar. Părintele era cel care tăia și spânzura și era cel care avea ultimul cuvânt și așa mai departe. După care, în momentul în care a început femeia să aibă drepturi, a început copilul să aibă drepturi, deci copilul nu exista până acum 60-70 de ani. El nu conta. Nu conta. El nu exista. Îmi ridici mingea la firul tare, Răzvane. Bine. Așa, după ce am trecut din extrema asta a autorității, am trecut în cealaltă zonă a permisivității. Și toate studiile care s-au făcut în zona pedagogiei ne spun că predarea de tip laissez-faire, adică predarea aceasta fără norme, fără granițe, fără limite, face mai mult rău dezvoltării copilului decât o predare de tip autoritară. Parentingul vine și spune că este mult mai ușor ca dintr-o poziție de autoritate să mai lași un pic, știi tu la ce mă refer, să mai lași un pic supapa, da? Amurile. Așa. Decât să mergi de la permisivitate înspre echilibru. Pentru că permisivitatea necesită niște limite, limite pe care copilul nu mai poate să le înțeleagă. Deci faptul că eu nu mă accept este autoritarea, da? Partea aceea. Cealaltă extremă, mă iubesc și mă accept așa cum sunt, deci îmi permit orice, pot să fac orice, mă duc oriunde, este cealaltă extremă care este toxică. Însă dacă, exact cum ai spus tu, mă duc înspre centru, bun, ce fac mai departe? Schimb ceva la mine sau nu schimb ceva la mine? Păi nu schimb. Atunci, ok, rămâi acolo unde ești, dar asta nu înseamnă că te iubești cu adevărat. Nu cred că e iubire să rămâi independent și așa mai departe. Ce halbine ridici la tine. Dar dacă te duci înspre centru, înseamnă că sub nicio formă nu poți să rămâi și să te mândrești cu această afirmație: eu mă iubesc și mă accept așa cum sunt. Eu nu sunt gata. Eu sunt în lucrare. Eu încă nu sunt gata. Lucrez la mine în fiecare clipă, învăț ceva nou despre mine, eu mă iubesc și mă accept, însă nu în zona aceea în care să mă plafonez și să zic, lasă, Răzvan. Știi despre ce e vorba, Răzvan? Diferența este făcută de fapt dacă mă iubesc și mă accept, mă iert, mă iubesc și mă accept exact așa cum sunt, am devenit perfect. Dacă consider asta, înseamnă că n-am înțeles nimic. Da, hai să luăm așa, sincer. Câți dintre cei care folosesc această afirmație nu gândesc așa? Acolo se oprește. Acolo este liberul arbitru manifestat. Peste care nu ne... Liberul, deci, arbitru care nu este liber. Păi, mă rog, este liber în punctul ăsta de vedere. Că nu este liber cum ar fi indicat să fie, e altă discuție. Dar apropo de liber arbitru, da, hai să analizăm puțin, că mi-ai ridicat mingea la fileu. Legat de partea de relații, da? Deci a fost anul zero, da? Unde s-a dat restart. Și ce am înțeles noi că e de făcut în relații? Ne căsătorim, că așa trebuie, facem copii, că așa trebuie. Inițial, și vorba aia, Lord a zis, mă, învățați iubirea în relații. Uh-huh. Da? Întâi se făceau căsătoriile aranjate, da? Pe prisma să rămână averea în familie. Nu? Da? După care, mă rog, n-au mai fost aranjate, dar le aranjam noi că oricum conta, băi, dar are bani sau nu are bani, adică mă bag în relație ca să o duc mai bine sau nu, dar o ascundeam pe ideea, m-am îndrăgostit de ce, că am văzut cardul bancar sau contul din bancă. Da? Și am ajuns la nivelul anului 2022, când practic am evoluat foarte mult, de 2022 de ani încoace am evoluat maxim, în care eu intru în relație cu așteptările mele, tu cu așteptările tale, eu n-am idee care sunt așteptările tale, tu n-ai idee care sunt așteptările mele, dar suntem plini de iubire. Uh-huh. Maxim. Și fiecare atunci, pentru el. Da, dar mă rog, iubire pentru el ar fi bine să fie măcar iubirea pentru el, dar nici aia nu e, că doar așteptările pentru mine și așteptările pentru tine, doar aia, n-are nicio legătură. Eu de la mine nu am așteptări, eu am așteptări de la tine. Exact, păi nu, că eu sunt perfect. Eu mă iubesc și mă accept așa cum sunt. Păi da, exact, aia e ideea. Deci mă accept, dacă acolo se termină că eu sunt perfect și eu
sunt Lombeligo del Mondo și am lucrat, gata, am terminat de lucrat și am ajuns în 5D și sunt cel mai spiritual posibil, păi înseamnă că, din păcate, te-ai împiedicat groaznic. Uh-huh. Ca să nu spun eu nu mă consider perfect, însă tu ești mai stricat decât mine. Și atunci, prima dată, hai, revino-s tu. Păi da, dacă tu ești mai stricat decât mine, deja e manifestarea egotică în care tu practic vrei să te pui pe un piedestal, făcându-l pe ăla mai neputincios. Altă întrebare, Gabi. Vorbim aici niște lucruri foarte avansate. E o chestie de efectiv a fi prezent în acea relație, nu doar a exista în ea. Exact despre aia e vorba, știi? Și stăm și ne întrebăm, păi de ce trăim perioada pe care trăim? Păi da, pe bune. Pentru că o creăm, pentru că noi suntem așa. Exact. Hai să ne uităm și la Dumnezeu. Zis, bă, v-am dat toate rețetele. Ce ați făcut, frate, cu relația, da? De iubire? Unde e iubirea? Procentual vorbind, în 80% din căsniciile din România, iubirea nu e. De ce? Pentru că, unu, eu ca soție refuz să îmi satisfac bărbatul că nu se comportă el cum trebuie. Sau, mă rog, el nu este destul de atent cu mine. El nu, și multe alte chestii scoase motive. Pe tapet. Motive. Mm-hmm. Da? Motive. Mai puierile, mai 300% adevărate, nu aia este important. Întrebarea firească și dureroasă este, unde e iubirea adevărată? Uh-huh. Păi ce-ar fi dacă divinitatea s-ar comporta exact ca noi? Și asta este o întrebare la care ar trebui să ne gândim. Păi poate de asta ar trebui să ne bucurăm că nu suntem noi Dumnezeu. Să ne bucurăm? Să ne bucurăm. Pe de-o parte. Să ne bucurăm pe de-o parte. Că nu putem, da, e clar. Pentru că dacă am fi noi Dumnezeu, dacă am fi noi Dumnezeu, din păcate, probabil că omenirea nu ar supraviețui mai mult de 2-3 minute. Păi clar, că ca tăie mâncare vie repede, ușor. Și apropo de asta, exact asta este definiția iubirii necondiționate. Dumnezeu ne iubește chiar dacă noi nu iubim ceea ce ne înconjoară. Și când spun ceea ce ne coșoară, asta înseamnă că nu ne iubim nici pe noi înșine. Și nici pe el. Și nici pe el. Deși paradoxul, vai, noi suntem credincioși de nu mai putem în război. Deci cei mai credincioși posibil. Dar în realitate, și aici e dureros ce spun și o să, cu siguranță o să deranjeze pe mulți, în realitate, cât de credincioși ne considerăm, cel mai mult îl contestăm pe Dumnezeu, îl condiționăm pe Dumnezeu și ne opunem lui. Așa credincioși cum ne considerăm. Doamne, și facă-se voia ta așa cum vreau eu. Exact aici, ai pus punctul pe i. Da? Deci facă-se voia ta, dar nu cum vrei tu. Facă-se voia ta, dar așa cum știu eu mai bine. Că vorba aia, tu ești atot puternic, dar eu știu mai bine ce am eu nevoie. Adică, serios, în toată atot puternicia ta, n-ai de unde să știi cum e viața mea, că... Oi fi tu omnipotent, omniprezent, omniscient, dar eu da, sunt mai bun. N-ai trăit, că eu știu mai bine ce mi se potrivește mie și la câtă experiență am eu. Uite, vezi, acum avem un comportament agresiv, suntem, suntem ironici. Da. Suntem ironici și sarcastici, corect. Dar da, e un adevăr. Exact despre asta e vorba. Exact despre asta e vorba. Și aleg să fiu ironic și sarcastic pentru a înțelege cât se poate de clar că eu am trecut acolo. Pentru mine, momentul în care am înțeles că l-am contestat pe Dumnezeu, 3 zile n-am fost om. Da, pentru că eu am zis cum. Eu cel care eram atât de credincios și care știam că Dumnezeu m-a ajutat ori de câte ori am... Nu exista chestia asta să-L contest eu pe Dumnezeu. Cum adică? Doamne, ferește! Nici prin gând nu putea să-mi treacă o idee de acest fel. Și paradoxal mi-am dat seama că da, îl contestăm. Și ghiși ce? Mai mult de atât, după un meci pe care l-am avut așa cu mine, ți-am zis vreo 72 de ore cu aproximație, mi-am dat seama, zic, ok, bine, până acum l-am contestat. Asta oricum nu pot să schimb. Și știi care e paradoxul? S-ar putea să-l mai contest și în continuare, chiar dacă nu-mi dau seama despre asta.
că vorba aia, sunt eu perfect, dar nu chiar atât de perfect încât să pot să fac totul ca la carte, știi? Iar dacă Dumnezeu încă mă iubește, deși l-am contestat, atunci de ce m-aș judeca eu pe mine că nu înțeleg logica? Da? Și exact asta este ideea pe care ar fi bine să o analizăm. Dumnezeu ne iubește chiar dacă îl contestăm. De ce, apropo de ce spuneai, că ai trăit cu mame care nu își acceptă copiii și nu? Păi, e tot un fel de contestare. Unde e iubirea? Mm. Unde e iubirea aia? Nu e contestare clară? E bolnavă. E o iubire bolnavă. Din păcate, noi... Bolnavă. Răzvane, iubirea e iubire. Că da, știi, da. Am mai avut noi discuția că noi în română avem iubire și dragoste. Da, da. Și e o diferență foarte mare. Englezii au love. Uh-huh. Ei nu pot să, și americanii, nu pot să diferențieze. Știi? Dar noi avem iubire și dragoste. Bă, iubirea e iubire. Și e forma pură aia de la divinitate care... pe care nu o trăim cu adevărat. Exact, nu vorbim despre, dar în realitate... Da, oarecum Maica Siloana zicea foarte fain, cred că am mai zis într-o emisiune aici cu tine, că dragostea, bucuria și pacea sunt darurile lui Dumnezeu pentru noi, punct. Și noi nu putem face nimic ca să obținem chestia asta. E pur și simplu un dar pe care trebuie să-l primești. Nimic altceva. Nu poți să te pui să faci afirmații, nu poți să te pui să faci asane, nu poți să te pui să faci meditații. Nu, ele sunt, e darul lui Dumnezeu pe care ți-l dă, tu primește-l și atât. Intră în această bucurie, intră în pace, intră în dragoste. Și de acolo manifestă-te cu asta. O chestie de schimbare a comportamentului, și asta îți dau o invitație pentru o altă discuție. Pentru că pentru peste 200 de ori, oricum, cu drag. Ora deja a trecut. Nu știu când, ca de obicei, pentru că noi vorbim puțin și la subiect ca de fiecare dată, dar cu siguranță trebuie să facem repriza a doua, pentru că sunt multe de analizat. Și am și o idee foarte clară în minte când mă gândesc la asta. Având în vedere că al nostru comportament este o comunicare, eu vă invit să discutăm într-o altă întâlnire despre comunicarea non-violentă. Eu de fapt mi-am scris-o aici în schița mea, că este o modalitate care să ne sprijine comportamentul, care ne sprijină schimbarea. Este o nouă limbă. După emisiunea eu zic să pregătim și un webinar pe comunicarea non-violentă, pentru că din teorie e foarte simplă și am lucrat apropo de acest aspect în tabăra de la Rohia. Noi zicem comunicare non-violentă. Suntem foarte de acord cu ideea. Ei, când se punem în practică, ghișce, blocaj maxim. Da, pentru că eu îți prezint ție, sau, deci noi facem această emisiune și vorbim despre limba chineză, dar eu nu pot să-ți spun că după încheierea emisiunii tu vei ști să vorbești limba chineză. În primul rând va trebui să continui să înveți limba chineză, va trebui să îi asculți pe alții cum vorbesc limba chineză, va trebui să greșești, și aici cât suntem dispuși să greșim, preferăm mai bine să nu facem decât să greșim. Exact, exact, exact. Ce și apoi... Exact. Ce spuneam cu aspectul ăla, cu emoția, nu? O anulăm și spunem că noi gândim pozitiv. Exact. Și atunci, după ce am încercat și am eșuat, vedem ce am avut de învățat din asta, pentru că nu doar ne iubim și ne acceptăm exact așa cum suntem, ci căutăm să vedem și o lecție, și după care putem să spunem că integrăm limbajul ăsta în viața noastră, asta neînsemnând că nu vor mai fi momente în care temperamentul ne-o ia, apropo de perfecțiune. Nu există. Metodele astea sunt stas, sunt standard, sunt foarte bune. Ele, dacă ar fi puse pe inteligență artificială, pe roboți, ar funcționa de minune. Dar sunt puse pe oameni. Și oamenii sunt diferiți. Sau în traducere, sunt trecute prin minte. Exact. Exact. Care nu e perfectă și care are distorsionările ei cognitive și așa mai departe. Și atunci nu te poți aștepta ca ai învățat o nouă terapie, un nou limbaj și te aștepți ca de mâine și în toată viața ta vei folosi numai pe ăla. Nu, vor fi foarte multe momente în care nici măcar nu o să mai ai intenția, o să se șteargă din minte comunicarea non-violentă și cu toate astea nu înseamnă că ai eșuat. Corect. Știi, era un copil... vorba unui copil era că orice lucru, orice greșeală este un lucru bun nereușit. Foarte frumos spus. Și atât. Sau orice eșec, dacă implică
o analiză și o lecție învățată devine o treaptă către succes. Categoric. Sunt perfect de acord. Asta e vorba. Deci atunci discutăm peste două săptămâni despre comunicarea peste non-violentă. Două vorbim despre comunicarea non-violentă. Și mai vin cu doi prieteni atunci. Fără doar și poate. Abia aștept. O să vedeți. Și pregătim și webinarul, vă ținem la curent. Pe moment, cei care sunteți interesați de webinar, scrieți-ne din timp ca să știm foarte clar pe cine contăm. Răzvane, mulțumesc ca de obicei pentru toate informațiile și discuția faină care pur și simplu ne-a furat timpul. Că sincer, eu asta am senzația că abia ne-am apucat de vorbit și s-a terminat, a trecut ora nu știu când. Dar ca întotdeauna orice discuție e ca o cafea din aia delicioasă, chiar dacă gustul cafelei nu este deloc important. Așa că îți mulțumesc. Mulțumesc, a fost o bucurie. Exact, o stare totală de bucurie. Vă mulțumim și vouă pentru că ați rămas alături de noi până la această oră. Vă felicităm pentru alegerea făcută. Cu siguranță și sufletul vostru vă felicită. Până la o nouă revedere, să avem parte numai de lucruri frumoase și să auzim numai de bine, Doamne ajută!